Salut, sunt Iani și te invit la ScienceSpot, o emisiune care te face mai deștept. Astăzi vom afla cum va arăta primul hotel amenajat într-o stație spațială și cât va costa un sejur. Peste 3 ani se vor putea face primele rezervări la bordul stației Aurora, un hotel de lux localizat în spațiu și care va fi gata să primească oaspeți din 2022. Pentru a se putea caza însă la acest hotel spațial, turiștii doritori de senzații foarte tari vor fi nevoiți să urmeze un program de instruire cu o durată de 3 luni. Mai multe însă aflați din materialul următor. Hotelul va fi primul din lume de acest fel dacă planurile echipei Orion Span decurg cum trebuie. De asemenea, va fi prima stație spațială capabilă să funcționeze ca un hotel. Capsula inițială va avea peste 13 metri lungime și mai mult de 4 metri lățime. Există posibilitatea ca mai multe extensii să fie adăugate pentru a putea fi cazate mai multe persoane. Înainte de călătorie, oaspeții vor fi nevoiți să se pregătească exact precum astronauții care pleacă în misiuni în spațiu. La o altitudine de peste 300 de kilometri, priveliștea va fi impresionantă. Cei care vor merge la hotelul spațial vor fi destul de aproape pentru a fotografia orașul natal și îndeajuns de departe pentru a vedea mai mult decât planeta noastră. De asemenea, vor putea fi văzute numeroase răsărituri și apusuri pentru că stația spațială își termină traiectoria în jurul Pământului la fiecare 90 de minute, anunță CNN. Ai urmărit ScienceSpot. Numai bine, pe curând!